Bună dimineața, bună dimineața, dragilor, bună dimineața la toată lumea. Vreau să urez și eu la mulți ani tuturor femeilor, mamelor și domnișoarelor din toată lumea asta. O primăvară frumoasă și sănătate maximă, cum vă doresc de obicei, la toată lumea. Acum am să merg și eu să iau 3 buchete de flori pentru mama, pentru fata mea și pentru Adina. Că așa e frumos. Le-am zis că merg să-mi iau și un pachet de țigări și o să revin de acolo. Să vedeți când o să le dau florile. Să vedem ce reacție au. Gata, le-am luat toate 3. Dar ce frumoase sunt. Astea sunt galbene, alb cu albastru și galben cu roșu. Acum să le vedem reacția. Haideți că o să merg prima dată până la Adina, să-i dau ei prima dată florile. Mă așteaptă la poartă. Ce faci, dragă? Ce sens cu He? Ce faci? Nu încă se... Ce faci? Da? Ia! Asta e de o marte. Da. Hai că mă duc și la mamă, să-i dau și ei și luam. Și mă întorc. Haideți că am ajuns și la mine acasă. Tu ce faci, mă? Unde ești, mă? Haideți și pe pichitanie. Haideți să intrăm înăuntru. Este cineva? Vai, dragă, era aici. Uite, dragă, ți-am adus de eu o martie. Vai, mulțumesc! Cu plăcere! Place? Da. Foarte frumoase. Nu ai diferite. Nu știu, dar cum sunt așa colorate? Nu știu, că mie îmi plăcut mult. Nu, și mie. Mulțumesc! Fain, da. Bine, dragă, aici te las să lucrezi. Mulțumesc! Să mergi și la... Și pe mamaie, să ai mâna mamaie la mulți ani. Hai să trăiești la mulți ani, copilul meu. Ce-ți dau? Okay. Mulțumesc, da? Mulțumesc. Multă sănătate și ție și să... La fel și ție. Mult noroc. La fel și ție. Ce locuri de mâncare pe aceea? Sarmă are. Dincolo am piftile. Da. La rece. Și aici? A, face salată orientală? Fac un pic de salată orientală, că e vinerea. Și zic că să nu mănânc dulce azi. Bun. Și altceva? Altceva? Nu mai făcuți nimic. Nimic. Da. Acolo e compot. Compot. Pentru tataie. Ia uite și pe tataie. Chefă și bine aici. Hai că filmezi, hai. Ia. Vă plecă e cuțitura. Hai că te filmezi. Vezi că te bag pe YouTube. Îți dau și ție 2 lei. 2 lei de ziua femeii. N-am mai mult. N-am mai mult. Uite, mă. Ia uite, da. Ia uite, bogătaș, unde e. Mulțumesc. Să rămână. Uite. Și sănătate și ție. N-am mai mult. Să dea Dumnezeu. Bravo, tată. Să fie primit. Ia uite, mă. Ce zădu? Ce zădu? Arată banii. Dar nu chiar arată. Arată banii, mă. Că mi-e arată muncă. Ma, ai de 200 de lei? Da. Ia-te, băi, că le iau cu mine acum. Da, Jor, mi-am făcut și o datoria. Am dat și o buchetele. Și mai trebuie să mai și muncim acum, nu? Haideți că acum merg și la muncă și revin de acolo, da? Am început deja am montat ușa la baie. Am uitați-o. Ușa e frumoșică. Alb așa, alb cu crem. Dar nu prea se vede bine.
Ce am apucat zilele astea să tun? Am tunat aici șapa, la baie. După cum se vede, n-am mai făcut nimic, pentru că n-am avut timp. Proprietarul a înțeles. Bineînțeles că nu se grăbește. Și am dat prima mână, tot acum câteva zile, să îndrept tavanul, cât de cât. Acum urmează a doua mână de încărcat și după o să vină finisajul. Am încărcat și peretele ăsta, prima mână, tot. Mai vine și pe ăsta încă o mână, tot de încărcat și după aia finisajul. Adică finisajul o să vină peste tot. Iată, a tras și ușa, i-am dat spuma jos. Ia uitați aici, i-am pus și bandă și trebuie să încărcăm acum. Uitați ce e acolo. Asta e, trebuie încărcat. De sus până jos. Așa și am încărcat și aici. Aici a fost chiar foarte mult de încărcat. A, uite și aici sus. Cât e de încărcat. Și trebuie să bag material până acolo în spate. Am pus colțarele, am încărcat și aici. Acolo să tragă puțin. Să nu mișcăm colțarele. Prăpând. Acum, după ce o să încarc acolo, o să mai dau altă tavanul și aici în baie, pentru că aici doar o mână a venit, acum vine a doua mână din încărcătură, ca și aici, și după aia finisajul. Am încărcat aici la ușă la baie. Acolo sus am pus un rând de plasă din asta, ca să nu crape. O lăsăm așa că materialul l-am făcut cam moale. Am încărcat aici peste tot așa să fie material băgat ca lumea. O să mai vină încă o mână peste. Aici tot la fel. Am pus plasă. Lăsăm să tragă. Uitați, dacă e cam mai moale așa materialul, face niște bombeuri de ăștia. Ia uite așa aici. Dar lăsăm puțin să tragă și mai dăm o dată cu cletiera peste el, ca să nu iese materialul prea mult în exterior. Aici am încărcat la fel. Am încărcat foarte mult. Asta e. Trebuie. Să vă arăt acum la a doua mână cum iasă. Asta să vă arăt, să vedeți la a doua mână, plus că vine și finisajul. Să vă arăt cum era. Vedeți la prima mână? Uitați cum arată. Asta e la prima mână. Și uitați la a doua. Cât de fin iasă. Vedeți? Și aici pe perete. Deja e tras bine. Așa o să-i fac pe toți acum. Adică pe toți. Tavanul și peretele ăsta. Și să vedem dacă mai dăm și peretele ăla. Încă o dată. Să vedem cum se prezintă. Da, plus că vine finisajul peste. Vă dați seama, finisajul peste, că vine perfect. Dar problema e alta. Găleata e goală, nu mai am material.
Și aici mai am pe fundul sacului. Deci ăsta mai am material. Trebuie să sun proprietarul să mai mi-aducă încă un sac. Un sac mi-ajunge. Ca asta fiind mai subțire a doua mână. Și aia din sac o să mai ajungă doar pentru porțiunea asta aici, pe unde. Asta e. Sunăm proprietarul. Da, ia uitați să mă ajung și eu acasă să mănânc și ăsta mi-a luat înainte. Hei, Max! Asta nu bagă în seamă. Când dat de mâncare, trebuie să-l tundem neapărat, că uitați cum arată. Uitați cum arată, parcă e oaie. Trebuie să mergem cu el să-l tundem. Am făcut programare pentru luni. Să-l tundem și pe el, că săracul nu se mai suportă nici. Să ai poftă, tati. Da, dragilor, după cum ați văzut, acum am ajuns și eu acasă. Șeful mănâncă primul, Max, după aia angajați. Da, cam terminat și pe ziua de azi. Mâine o să iau o pauză, pentru că este sărbătoare. O să ne vedem luni. Nu rămâne decât să vă urez o seară frumoasă tuturor. Nu uitați să dați un like, o distribuire și cei neabonați să se aboneze. Vă pup și sănătate maximă la toată lumea.